Bună ziua, dragii mei! Astăzi sunt într-adevăr onorată pentru că am alături de mine trei reprezentanți ai folclorului dobrogean și vă invit și pe dumneavoastră să stați și să-i urmăriți în această ediție specială. Bine ați venit, dragii mei, alături de mine. În primul rând vreau să o salut pe doamna Marica Pitu, pe care o admir de când eram copil, și vă mulțumesc din suflet că ați venit astăzi la mine la emisiune. Bine ați venit, doamnă! Bine v-am găsit! Am venit cu multă plăcere, pentru că iubesc Dobrogea, iubesc dobrogenii. Și noi pe dumneavoastră. Cântecul dobrogean. Mă bucur, mulțumesc frumos. Doamna Elena Chirică, mă bucur că vă văd astăzi la noi la emisiune și vă mulțumesc mult pentru surpriza pe care mi-ați făcut-o, pentru că ați adus-o pe doamna Marica astăzi în emisiune, pentru că este meritul doamnei, trebuie să recunosc, și vă mulțumesc încă o dată pentru acest lucru. Așa este. Eu sunt un om care prețuiesc valorile și am ținut astăzi să fim alături de doamna Marica, pentru că ea este solistul reprezentativ, solista cu voce de aur din Dobrogea. Pe această cale le zic dobrogenilor că este o onoare și pentru mine, da, să fiu alături de doamna Marica Pitu, dar mulțumim televiziunii Litoral TV pentru că a reușit să o aducă pe doamna Marica într-o astfel de emisiune. Da, suntem într-adevăr onorați cu toții pentru că o avem astăzi alături de noi pe doamna Marica. Vă doresc multă sănătate, doamnă, și să ne bucurați mulți ani de acum încolo cu melodiile dumneavoastră, melodii cu care am crescut cu toții. Doamne ajută să... Mulțumesc mult. Doamne ajută, mulțumesc. Și-l avem astăzi, pentru a doua oară la noi la emisiune, invitat pe domnul Aurel Sava. Vă mulțumesc iarăși pentru că sunt atât de mândru că sunt alături în emisiunea dumneavoastră de două interprete dragi ale Dobrogei, două interprete valoroase, Elena Chirică și Marica Pitu, pentru care am o stimă și un respect că a fost interpreta de frunte a ansamblului Brâulețul din Constanța. Asta vreau să spun, mi-ați dat-o înainte. Astăzi scriem istorie aici la Litoral TV, dragii mei, și sunt convinsă că o să vă facă o deosebită plăcere să-i urmăriți pe invitații mei, dar până să-i ascultăm, aș vrea un pic să le auzim poveștile și o să încep, desigur, cu doamna Marica, pe care, dacă îmi permiteți așa, ca o prezentare, dacă aș spune fată cu ochi măslinii, cred că spun totul și sunt convinsă că și dumneavoastră, cei de acasă, vă întoarceți în timp și vă amintiți cu drag de această piesă. Eu vă mărturisesc că a fost prima melodie pe care eu, când aveam, cred că 7 ani, am cântat-o și pe care o cânt și acum cu mare drag și vă mulțumesc din suflet pentru aceste emoții de a retrăi copilăria mea. Vă mulțumesc mult și cu multă plăcere. Eu vă mulțumesc din suflet, cu multă plăcere. Doamna Marica, vreau să-mi spuneți pentru dumneavoastră ce a însemnat muzica. Viața mea. Dumneavoastră viața sunteți mea. O legendă. Sunteți, practic, prima artistă reprezentativă a muzicii dobrogene. Cu dumneavoastră a început muzica dobrogeană. Într-adevăr, în 59... m-am angajat la ansamblul profesionist Brâulețul din Constanța. Știu că ați fost de asemenea, că ați mai înființat și dumneavoastră un ansamblu de dansuri și de muzică populară dobrogeană. La Casa de Cultură a Sindicatelor, pentru că ansamblul Brâulețul se cam desfința, nu știu ce s-a întâmplat, am trecut la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța și am înființat un ansamblu de cântece și dansuri superb. Nici o diferență între amatori sau profesioniști. Știu, de asemenea știu că ați făcut parte din ansamblul Nunta Zanfirei la un anumit moment. Da, am fost la Nunta Zanfirei, instructor metodist la Casa de Cultură, cum ați spus.
Aș vrea să mai adaug ceva, dragii mei. Vreau să precizez că doamna Marica este, cred că singura, și dacă greșesc, vă rog să mă corectați, singura interpretă de muzică populară care până la momentul acesta are înregistrările făcute doar la sala radio, la Electrecord și la televiziunea română. E adevărat sau mă înșel? Da, și aceasta înseamnă foarte mult pentru un artist și cred că orice artist și-ar dori o asemenea performanță. Așa era pe timpuri. Radio București era pe primul loc. Toate le-am înregistrat cu orchestra Radio București, orchestra de altă dată. Nu pot să spun că acum nu au o orchestră bună, dar, nu știu, atunci mi se părea ceva nemaipomenit. Da, doamna Elena, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, știu că sunteți o bună prietenă de-a doamnei Marica, știu că vă știți de foarte mulți ani și pe dumneavoastră vă admir la fel de mult și dumneavoastră, ca și doamna Marica, ați creat istorie în folclorul românesc, în folclorul românesc și în special în folclorul dobrogean și încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră și pentru tot ceea ce încercați să ne lăsați nouă și generațiilor care vor urma după noi, pentru că în zilele noastre este foarte ușor să, nu știu, sau de fapt este foarte greu să păstrăm tradiții, este foarte greu să ne definim pe noi ca popor, ca și zonă folclorică. Așa este. Am înregistrat și eu în 1967, deci cu mult timp în urmă, cu orchestra radio. Am lipsit o vreme din muzica dobrogeană, dar am păstrat legătura creând piese absolut originale și m-am întors când am crezut eu că pot să mă afirm așa cum îmi cerea sufletul. Desigur, strângând toată zestrea, știu eu, folclorică pe care am creat-o. De fapt, sunt piese nu neapărat folclorice. Folclor înseamnă să culegi. Sunt creații absolut originale, sunt piese cu caracter popular, cântecele mele. Cântece pe care le-am adunat în două CD-uri, mă grăbesc, tot creez, fiindcă timpul nu mă mai așteaptă, așa cum zic eu. Și anul acesta a apărut cel de-al doilea CD, se numește Cântec de la Marea Neagră, volumul 2. E adevărat că găseam eu și altă formulă pentru a pune ca titlu pe CD, dar am zis că lumea trebuie să mă cunoască ca fata cu ochii ca marea, fata care cântă Marea Neagră. Deși eu sunt dunăreană, așa cum zic, am trăit la Tulcea și mă consider o tulceancă, dar prin faptul că locuiesc acum în Constanța, cânt marea cu aceeași pasiune, cu același drag, cum cânt și Dunărea. Domnul Aurel Sava, cu asemenea doamne lângă dumneavoastră, să vă întreb cum vă simțiți astăzi. Mă simt foarte bine și sunt bucuros, v-am spus. Vreau totodată să salut dobrogenii mei dragi, pentru că eu am adus în cântecul meu popular din Dobrogea viața lor, tot ce este frumos. Eu am crescut lângă părinții mei, fiind dobrogeni, am crescut în satele din Dobrogea și m-am atașat foarte mult. Am iubit cântecul dintotdeauna, cântecul dobrogean. De această dată eu am venit cu cântecul meu dobrogean de acasă, am imprimat cu orchestra Radio Difuziunii Române recent o frumoasă doină, Du-te dor cu dorurile, și alte cântece pe care o să le cânt astăzi, cântece pe care le-a orchestrat domnul maestru de la Radio Difuziunea Română, Adrian Grigoraș, bineînțeles trecute prin comisia radio. Da, deci, dragii mei, vedeți foarte bine că astăzi alături de mine am niște personalități și
Chiar recunosc că sunt emoționată și mă simt într-adevăr onorată. Vă rog. Aș vrea să completez, să-l salutăm pe domnul Roizen Marius, pentru că a dat cântecele doamnei folclorului dobrogean să le cânte tinerii soliști și chiar doina despre care vorbea Aurel Sava este o doină pe care a primit-o în dar de la domnul Marcel Roizen. Foarte frumos. Îl salutăm. Așa este cu tot dragul. Și noi dorim multă sănătate și viață lungă să fie lângă noi interpreții dobrogeni, pentru că doamna Elena Roizen a fost cea dintâi și a lăsat amprenta asupra noastră a interpreților să ducem mai departe cu sfințenie cântecul autentic, cântecul din vatra satului. Așa este. Doamna Marica, o să vă rog să ne cântați în primul rând melodia, repet, pe care eu o iubesc tare mult și pe care și telespectatorii și-o amintesc cu drag. Și dacă vreți să mai adăugați ceva înainte să ne cântați. Vreau să spun că eu interpretez și muzică a română. Mi-ați luat-o înainte. Pentru că în Dobrogea sunt foarte mulți români care se consideră dobrogeni și sunt de origine română. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să mai adaug ceva, că ați atins acest subiect înainte să-l deschid eu. Știu că dumneavoastră ați înregistrat la Electrecord acum foarte mulți ani, dacă nu mă înșel, în 1960, un 59, da, 60, un CD, un, practic nu era CD, că erau discuri atunci, un disc cu melodii în română, cu melodii armânești. Da, da, da. Da, ați fost practic prima artistă care a înregistrat muzică armânească la Electrecord. Da. Deci este într-adevăr o performanță, dragii mei. Bun, doamnă, o să vă rog frumos să ne prezentați și nouă Fata cu ochii măslinii. Dragii mei, avem onoarea astăzi, pentru prima dată la Litoral TV, să o avem alături de noi pe doamna Marica Pitu. Mulțumesc. Am un voinicel tare frumosel,
dobrocean, pui de dobrocean. Lai, 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 la, 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 lai, 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 la, 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 lai. În ascuțire, tras ca prin inel, păr negru și creț, dobrocean isteț. În ascuțire, tras ca prin inel, păr negru și creț, dobrocean isteț. Lai, 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 la, 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 lai, 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 la, 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 lai. Știu ce să-i spun, inima-mi bate cu un dor nebun. Când îl văd în drum, nu știu ce să-i spun, inima-mi bate cu un dor nebun. Lai, 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 la, 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 lai, 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 la, 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 la. Inimioara mea, nu te supăra, îi puișor din dobrogea mea. Lai, 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 la, 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 lai, 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 la, 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 la. Îl aștept cu drag, ziul e cam plac, când e lună plină, noaptea în grădină. Îl aștept cu drag, ziul e cam plat, când e lună plină, noaptea-n grădină. Lai, 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 la, 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 lai, 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 la, 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 lai, 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 la, 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 lai, 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 la, 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 lai. Vă mulțumim frumos, stimată doamnă, și vă invităm să vă întoarceți alături de noi. Cu multă plăcere. Să mai depănăm din amintirile dragi dumneavoastră și nouă de asemenea. Când cânt muzică dobrogeană, simt în sufletul meu. Se vede asta. Că sunt dobrogeancă. Și ajunge și în sufletele noastre muzica dumneavoastră. Este o bucurie imensă să vă avem alături astăzi. Doamna Elena, aș vrea să vă întreb, din experiența pe care dumneavoastră o aveți în carieră, un tânăr interpret care ar dori să cânte folclor autentic, credeți că se regăsește în această zonă? L-ați îndruma, l-ați sfătuit să cânte folclor autentic? Care ar fi sfatul dumneavoastră pentru acest tânăr? Pentru un tânăr care pornește pe drumul cântecului, aș avea un singur sfat: să vegheze asupra repertoriului. Textul spune foarte mult. Să fie curat, să fie un text care să meargă la sufletul ascultătorului, să nu copieze. Pentru că atunci când copiem, nu suntem decât copii și de obicei sunt copiile nereușite. Niciodată nu o să cânte al doilea sau al treilea solist mai bine decât cel care a cântat piesa originală. Așa este. De aceea, eu sunt împotriva celor care chipurile fac melodii, fac cântece și iau frânturi din alte cântece mai vechi sau chiar și noi și creează așa o făcătură care nu aduce niciun bine a nimănui. Cântecele trebuie să fie trecute prin filtrul sufletului fiecăruia, iar pentru cei tineri, pentru că ei nu au repertorii proprii la începutul activităților de cântec, trebuie să fie sfătuiți ca ce preia de la cineva să respecte și textul. Am văzut la Tulcea un lucru care m-a durut, am ascultat într-un festival pe linia melodică a Elenei Roizen,
alte cuvinte. Ori nu este frumos să trunchiem, să rupem, să scoatem ce a fost valoros și a fost o prezență în muzica noastră, să dăm la o parte ce a fost bun și să facem noi niște texte care de obicei nu ies mai bune decât cele care au fost. Sigur că da. Deci pentru tineri, ca să revin la idee, ar fi următorul sfat: să vegheze asupra textului, să discearnă ce melodii le vin în glas, pentru că ei, v-am spus, nu au cântece proprii, ei merg după niște modele, dar acele modele trebuie să fie filtrate prin sufletul lor. Pe dumneavoastră, ca și artist, ce v-a inspirat în momentul în care v-ați creat propriile melodii? Eu mi-am dat seama că pot să fac ceva mai mult decât să cânt. Și atunci, harul de la Dumnezeu l-am pus în slujba scrierii textelor, a cântecelor. Vedeți că eu sunt profesoară de limba română. E așa un pic curios acest lucru, că fiind profesor am făcut muzică și mi-am creat textele singură pentru piesele mele. Asta ce înseamnă? Am ascultat-o pe Elena Roizen, care spunea așa: dacă am luat mereu din lada de zestre și n-am pune ceva sau n-am pune nimic acolo, am fi mai săraci. De aceea am crezut că îmi revine misiunea, dacă tot pot, să fac cântece ca să umplem acel gol de care se spune mereu că Dobrogea este săracă. Dobrogea nu este săracă, dar este mai puțin promovată. Asta vreau să spun. Mai puțin promovată. Nu știu de ce se aduc în Dobrogea, la tot felul de spectacole, oameni soliști mai mari sau mai puțin mari din alte zone. Și aceia își au locurile în muzica, în contextul de ansamblu al muzicii, dar bine ar fi să se pună preț mai mult pe muzica dobrogeană, care ne reprezintă în fața celorlalte zone etnofolclorice. Dacă noi nu promovăm muzica dobrogeană, cine să ne promoveze? Vă dați seama, noi ajungem foarte greu în Bistrița, Năsăud, în Cluj sau nu știu pe unde. Câți dobrogeni ați văzut? Doar tinerii care participă la festivaluri, dar invitați în marile spectacole, nu sunt. Noi însă îi aducem aici pentru că îi respectăm. Am vrea și noi să fim mai mult respectați în celelalte zone. Și tocmai de aceea v-am invitat eu azi pe dumneavoastră și de aceea sunt fericită că am alături de mine te prezentat ai folclorului dobrogean. O să vă ascultăm și pe dumneavoastră după o scurtă pauză de publicitate. Dragii mei, nu plecați nicăieri, revenim după câteva momente.
Mare întinsă, dragă mare, dam diri diri dari da. Ești abade lui cărare, dam diri diri dari da. Și l-aștept cu drag mereu, că e puișorul meu. Dam diri diri dari, dam diri diri dari da. Și l-aștept cu drag mereu, că e puișorul meu. Dam diri diri dare, dam diri diri dare da. Greu e, Doamne, greu e dorul, dam diri diri dare da. Departe mie puișorul, dam diri diri dare da. Mă bat, Doamne, dorurile, ca morana valurile. Dam diri diri dare, dam diri diri dare da. S-ar face mare neagră lume dragă, cuib de pasăre priveagă floare dragă. De s-ar face mare neagră lume dragă, cuib de pasăre priveagă floare dragă. Aș răsădi busuioc de la mală de mare, de badea să am noroc lumină din soare. Thank you.
fi cerul fără nori lume dragă, aș fi pentru-n puișoră floare dragă. Dar fi cerul fără nori lume dragă, aș fi pentru-n puișoră floare dragă. Viața mea lăstar cu flore de la mare de mare, dar sufletul-i plin de dor pe scărușin zare. Viața mea lăstar cu flore de la mare de mare, dar sufletul-i plin de dor pe scărușin zare. Felicitări, doamnă! Mulțumesc. În timp ce cântați, mă uitam la costumul dumneavoastră și nu am cum să remarc frumusețea acestuia, să nu remarc frumusețea acestuia, și aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre costum. Da, acesta este un costum dobrogean, mai ales pentru că și prin motive, dar și prin culori. Nuanțele de negru și roșu sunt cele care sunt specifice Dobrogei. Doamna Marica, la fel și dumneavoastră, vă admiram costumul de când v-am văzut. Ce-mi puteți spune? Bănuiesc că l-aveți de foarte mult timp. Da, de foarte mult. Și se vede că îl purtați cu mare drag. În Dobrogea se poartă catifeaua. Da. Dar nu prea o mai găsim acum. Așa, tocmai de aceea este bine să-l păstrăm, da, să ne păstrăm tradițiile. Da. Domnul Sava, da. Haideți să vă întreb și pe dumneavoastră. Am observat astăzi că v-ați îmbrăcat foarte frumos, ca de obicei de altfel, și la cealaltă emisiune, la fel de frumos ați fost. Vreau să-mi spuneți noastră despre melodiile dumneavoastră. Azi ne veți cânta niște piese, o doină știu că ne veți cânta. Da, am să vă spun îndată, dar vreau să vorbesc puțin de doamna Elena Chirică, pentru că o admiram atât de frumos cântă și cântecele așa bine îngrijite și cu texte adevărate, adevărat balsam al sufletului, cum spunea dumneavoastră. Nu spun asta, dar vreau să știe toți interpreții și telespectatorii dragi. Eu am o vârstă anume, dar un sfat mi l-a dat doamna Elena Chirică, chiar și m-a ajutat în textele cântecelor, pentru că e foarte greu dacă nu știi să transmiți. Trebuie să ai un cântec frumos, un cântec curat, un cântec cules de acolo și transmis sufletul omului care ascultă. Și mai departe, pentru costumul popular care îl port, eu mă mândresc cu el. Mă mândresc cu cântecul popular dobrogean, chiar dacă sunt după tată, dar și după mamă cu cântecul muntenesc. Întotdeauna am fost alături de dobrogeni și vreau să le transmit cântecul așa cum este el. Sunt hărăzit de Dumnezeu să transmit acest cântec al lor și să-i bucuri inima și sufletul. Ce cuvinte frumoase! Domnul Aurel, vă mulțumesc foarte mult. Sunteți primul solist care în fața lumii recunoașteți că micul ajutor pe care vi l-am dat este în sufletul dumneavoastră. Mai sunt și alții care n-au făcut-o până acum. Sper să o facă, niciodată nu e târziu. Asta vreau să zic eu. Interpreții tineri, să știți că o să vă caute, pentru că dumneavoastră aveți ce spune. Sunteți și profesoară de limba română și aveți grijă în texte și îi ajutați, sunt sigur că o să-i ajutați, dar să vină la dumneavoastră neapărat, pentru că aveți ce să le transmiteți. Nu mai spun de doamna Marica Pitu, pentru că eu eram copil când o admiram, are o vârstă foarte frumoasă, Dumnezeu să-i dea zile bune și să trăiască mulți ani de acum încolo cu cântecul nostru dobrogean, cu cântecul armânesc, și să vină în emisiunea dumneavoastră frumoasă. Să dea Dumnezeu, da, să ne vedem peste, cel puțin, nu știu, peste, da, 10 ani, să ne vedem aici. Da, a cântat cu glasul dumneai la toți dobrogenii și la toți românii cântecele care rămân de neuitat
și lasă amprenta asupra noastră. Un cântec, dacă nu-l simți, nu poți să transmiți celuilalt. Trebuie să simtă în primul rând interpretul, ca să simtă și ceilalți care sunt în sală. Exact. Și cum spuneați dumneavoastră, ce am adus în emisiunea atât de frumoasă realizată de Rodica? Mulțumesc. Stoian, de fiecare dată. Eu am adus o doină și doina nu este, cum să vă spun, este o terapie a sufletului și trebuie cântată. Nu oricine poate cânta, dar dacă nu cânți o doină, nu ești interpret al cântecului popular. Eu am adus o doină și spun eu că este culeasă, într-adevăr, de la privighetoarea Dobrogei Elena Roizin, dar eu, având fată și dânsa fată, am căzut de convinință și pentru profesorul Maricel Roizin, având acea fetiță care este plecată, cu găduința celor din radiodifuziunea română a specialiștilor, a spus să cânt această doină, dar să amintesc și de fata mea și de fata dumnealui, a doamnei Roizin. Și cred eu că această doină o să se regăsească majoritatea dobrogenilor, sufletul românilor, și sper să vă bucur și pe dumneavoastră. Da, vă ascultăm cu drag, domnul Sava, să ne prezentați această doină, da. Și încă o altă melodie la fel de frumoasă. Da, du-te dor cu dorurile, doina, și Dunăre, Dunăre, mamă, pentru că sunt născut aproape de Dunăre și consider că o să fie pe placul tuturor. Doamnelor și domnilor, Aurel Sava.
alin dorurile. Și să-mi șterg lacrimile cu mânuța ta blajină, Alina. Mi-a pus foc la inimă, Alina, Irina. V-am admirat. Vreți să spuneți ceva, stimată doamnă? Vă rog. Pentru prima oară simt că este un concert al dobrogenilor. E foarte... Totdeauna au fost și alții. Dar astăzi am simțit că, într-adevăr, Dobrogea are deci muzică superbă. Mă înțelegeți pe mine de ce sunt atât de emoționată. Da? Sunt foarte emoționată. Eu ce să mai spun? Pentru că... V-am spus, iubesc mult Dobrogea și îmi pare foarte rău Banatul, Ardealul,
nu-și schimbă, își cântă cântecele lor. La noi, în Dobrogea, fiecare caută să cânte alt cântec din altă regiune. Și cât de frumos cântecul dobrogean. Și tocmai de aceea vreau să vă felicit pe dumneavoastră pentru că ați știut să cântați doar muzică din această zonă. Numai și numai. Și că reprezentați cu mândrie această zonă. Cu multă mândrie. Ce frumos. Cu multă mândrie. De doamna Marica Pitu. Iubesc Dobrogea. Iubesc. Și mă impresionează pur și simplu. Și pe noi când vă ascultăm. Mulțumesc. Și pentru că tot vorbeam de Dobrogea și de melodiile dobrogene, o să vă mai invit pe final acum să vă ascultăm și pe dumneavoastră cu o altă melodie dobrogeană. Vă spun, aș dori din tot sufletul să fie un spectacol la Casa de Cultură unde să fie numai soliști dobrogeni și fiecare să-și arate ce poate și cât iubește această regiune. Poate organizăm, doamnă Rodica. Încercăm ceva să facem. Ne-a dat o idee foarte bună și nu cei știu, care ne urmăresc... sufletul, vă spun, pe mine mă impresionează muzica dobrogeană. Măcar atât cât mai este printre noi, doamna Marica Pitu, e foarte bine ce spune doamna. Da, este o idee... Am iubit folclorul de când m-am născut, cred. Este o idee pe care ar trebui să o preluăm într-adevăr și să o materializăm. Ce spuneți, doamna Elena Chirica? Da, eu aveam această propunere să o duc mai departe unui om care să poată să și facă, deci fizic, ceva, așa, domnului președinte al Consiliului Județean. Și mi-ați luat-o înainte de data asta. Doamna Pitu ne-a luat-o înainte. M-am înscris în audiență, n-am ajuns încă, dar o să ajung. Poate ne urmărește acum. Era ideea aceasta, să dea Dumnezeu să pună umărul acolo unde Dobrogea să înflorească. Da. Haideți să vă ascultăm, stimată doamnă. Îmi doresc din tot sufletul să văd numai dobrogeni într-un concert mare. Mulțumim din suflet, stimată doamnă,
Sunteți minunată și continuați să fiți minunată și vă mulțumim pentru tot ceea ce ne lăsați dumneavoastră și să vă dea Dumnezeu multă putere de muncă în continuare ca să ne bucurați mult timp de acum înainte. Mulțumesc mult și eu mulțumesc televiziunii. Noi vă mulțumim. Că ne-au invitat. Este prima televiziune care invită numai dobrogeni. Doamne ajută! Avem și noi un of. Da. Doamna Elena, haideți vă doresc mult succes, sănătate și tot ce e bine. Să fim cu toți. Păi eu vă mai aștept și cu alte ocazii, pentru că astăzi, din păcate, n-am apucat să discutăm foarte mult și timpul ne presează și mi-aș dori, nu știu, să veniți într-o altă emisiune, la fel, în aceeași formulă, să avem mai mult timp să discutăm despre tot ce înseamnă muzica dobrogeană. Doamna Elena Chirică. Este minunată, este atât de melodioasă, este atât de frumoasă și nu știu de ce a fost neglijată. Și Dobrogea este aparte față de alte. Adică nu, da, înainte vorbesc, prin ritmuri, prin ritmurile și mai ales ritmul acesta care se numește axac, ea face o notă aparte. Este deosebită. Zone. Este deosebită, melodiile. Da. Sunt foarte sentimentale, sunt... Antena satelor mediatizează foarte frumos cântecul Dobrogean. Da, chiar, mulțumim pe această cale. Dar televiziunile mai puțin. Păi de aceea ați venit la Litoral TV, dragii mei. Noi o să venim la Litoral TV. Și eu vă aștept și cu alte ocazii. Și eu v-am pregătit acum o piesă din al doilea CD. Mi-ai dat bade ochii tăi. Haideți să vă ascultăm, stimată doamnă. Elena Chirică, dragii mei. Bravo, Litoral TV!
Absolut minunat, minunat. Îmi pare tare rău că a trecut prea repede timpul și că n-am apucat să discutăm mai mult despre tot ce a însemnat folclorul dobrogean, despre contribuția dumneavoastră în muzica populară și vă lansez invitația de a participa la o altă emisiune și sper să nu mă refuzați. Pentru mare că... drag! Vă mulțumim din suflet! Eu vă mulțumesc pentru că aveți atât de multe de spus despre muzica dobrogeană. În special dumneavoastră, stimată doamnă, vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi la noi la emisiune și vreau să-mi promiteți că veți mai veni. Deci, multă plăcere, da? Deci îmi promiteți că mai veniți. Vai, vă mulțumesc din suflet. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și sper că v-ați simțit și dumneavoastră la fel de bine și la fel de onorați ca și mine, pentru că am avut în premieră la noi la Litoral TV pe acești oameni minunați care au scris istorie în folclorul dobrogean. Vă doresc o săptămână minunată, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți și vă las pe final în compania domnului Aurel Sava. O duminică frumoasă în continuare. La revedere, eu sunt Rodica Stoian, vă aștept și săptămâna viitoare tot aici la Litoral TV. O săptămână minunată! Vă cânt dobrogenii mei cu graiul pe care l-am, că sunt fiu de dobrogean și cu sufletul curat, cum Dumnezeu mi l-a dat. Şai la dai la dai la dai la dai la dai la dai la dai, şai la dai la dai la dai la dai la dai la dai. Leagă-ne de frunză-n vânt, eu mă rog la Domnul Sfânt să mă țină pe pământ, dobrogeanului să-i cânt. Cântecul de pe la noi, cu vioară și cilboi. Şai la dai la dai la dai la dai la dai la dai la da, şai la dai la dai la dai la dai la dai la da. Când a plecat din cinpoi, jocurile de la noi le-a cântat și le-au jucat fete și flăcăi din sat. Sârbele de la căieni, ca la noi la dobrogeni. Şai la dai la dai la dai la dai la dai la dai la da, şai la dai la dai la dai la dai la dai la da. Așa-s dobrogenii mei, frumoși ca floarea de tei, și-am crescut pe lângă ei, la fel ca părinții mei. Cât trăiesc îi voi cânta, că sunt fiu din Dobrogea. Şai la dai la dai la dai la dai la dai la dai la da, şai la dai la dai la dai la dai la da.